puterea ta e aici. Ne-am luptat împreună, am învins împreună, am schimbat viziuni împreună, ne scriem viitorul împreună. Separați am fi fost prea mici. Împreună suntem de neoprit. Antena 3 e aici. România e aici. Antena 3 e aici. Suntem cu ochii de ei. Când se ceartă, când se distrează, când iubesc, când trădează, suntem peste tot în umbra vedetelor. Gata să scoatem la lumină secrete, păcate, plăceri interzise. Când cred că nu-i vede nimeni, noi suntem acolo. www.spynews.ro. Cel mai puternic serviciu monten de informații. spynews.ro. Oriunde ați fi, de orice vârstă ați afla, România dansează, se pregătește de un nou sezon. Înscrie-te la casting pe www.romaniadansează.a1.ro. Frecuții! Trăiți-vă viața în paisezan! Toată România dansează! La Antena 1. Domnilor, bună ziua, sunt Nicoleta Mocanu, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre bilanțul unui alt parlamentar constanțean. Alături de noi, deputatul independent Mihai Tararache. Bună ziua, bine ați venit alături de noi. Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. 6 luni în Parlamentul României, 6 luni în Camera Deputaților. Haideți să vedem cum s-au concretizat mai exact. A fost o activitate intensă, chiar din prima zi de când mi-am luat mandatul în primire. E o responsabilitate pe care mi-am asumat-o. Mă întreabă oamenii, domnule, cum e acolo, îți place, nu-ți place? Și le spun, fraților, eu mi-am asumat responsabilitatea asta. Am spus pe toată durata campaniei electorale motivele pentru care vreau să mă implic în politică. Și e o activitate... Să știți, foarte, foarte solicitantă pentru cei care vor să muncească. Mai sunt unii în țara asta care fracamenta, cum se spune. Mă întreabă oamenii ce fac colegii de acolo, dacă pe unii am văzut dormind, dacă muncesc, dacă... Și le spun, bă, fraților, exact cum se întâmplă și în România de zi cu zi. Dacă treci pe lângă o șosea care e în lucru, o să vezi doi muncitori care dau cu sapa, unul cu picamărul și 3-4 se uită. Cine vrea să muncească și cine e responsabil, o face. Cine nu, fracamenta mai pe românește. Am mers acolo cu gânduri bune, cu gânduri de schimbare. Mandatul meu, și oamenii o știu, e unul de opoziție. E datoria mea să mă implic în problemele comunităților, chiar dacă părerea mea nu este pentru mine, este pentru amperele mele, vin din discuțiile cu oamenii. Am încercat să aduc problemele comunităților chiar din primele zile de activitate al anului 2013, când au fost dezbaterile pe legea bugetului. Din discuțiile cu autoritățile locale, din colegiul pe care îl reprezint, am depus peste 100 și ceva de amendamente care vizau finanțări ale nevoilor autorităților respective, ale oamenilor. La câte dintre ele ați avut parte de un răspuns afirmativ? La absolut niciunul. Vreau să vă spun că grupul din care făceam parte a depus în jur de 1000 de amendamente, fiind 78 de colegi la momentul respectiv. Eu am depus, v-am spus, peste 100 de amendamente pentru finanțarea infrastructurii din Năvodari, canalizare, apă, asfaltare de drumuri, parcări, pentru spitalul din Năvodari, pentru localitățile Corbu, Fântânele, Lumina,
Pentru repararea grădinilor chiar fusese câteva zile care au devastat pur și simplu grădinițe din Lumina, din Corbu, din Nicolae Bălcescu. Și am mers acolo și le-am explicat oamenilor, fraților, oamenii v-au votat pe dumneavoastră în principal, cei de la USL, într-o majoritate covârșitoare. Deci oamenii ăia au nevoile astea și trebuie să le ducem la îndeplinire. Mai mult, dumneavoastră, sunteți mult mai încărcați de responsabilitate cu mult mai multe voturi decât noi cei din opoziție. Da. Discutăm despre 6 luni de activitate în Parlament și am aici un bilanț foarte scurt. 7 luări de cuvânt, 2 declarații politice, 10 propuneri legislative inițiate, întrebări și interpelări una singură și moțiuni una singură. Haideți să vedem ce a necesitat mai mult atenția dumneavoastră, care să fie expusă mai departe vorbit, în Parlament. Ca să continuăm discuția de mai devreme, în luna martie, după aproape 3 luni de guvernare, după alegerile din decembrie, dar după aproape un an de zile de guvernare USL, am vorbit despre necesitatea unor soluții cât mai urgente pentru ca economia românească să repornească. Economia românească este în stagnare. Toate investițiile sunt blocate, salariile s-au blocat, tot ce înseamnă venituri suplimentare și creștere economică e blocat. Am vorbit acolo despre pericolul care ne paște în anul 2013 din discuțiile cu patronatele IMM-urilor și patronatele oamenilor de afaceri ale experților contabili. Au reșit niște previziuni sumbre, că în anul ăsta se prevăd 77.000 de firme care intră în insolvență. Este enorm. Gândiți-vă că la o medie de 2-3 salariați sunt aproape 200.000 de oameni care vor pleca acasă. Firme care rămân cu datorii și tot așa. Sunt niște semnale de alarmă la care trebuie să ținem cont și revin aici la politicile acelea curajoase. Avem nevoie de relaxare fiscală cât mai urgent, pentru că un om care muncește și plătește taxe zi de zi, tot dacă îl împovăresc din ce în ce mai tare, mai pui taxe și mai pui taxe și nu-i creezi un cadru fiscal și un cadru legislativ relaxant care să poată să-i ușureze activitatea, pentru că activitatea firmelor private trebuie ajutată. Statul trebuie să ajute, trebuie să fie acel organ al statului trebuie să ajute firmele private să prospere, pentru că ele se angajeze mai mulți oameni, care înseamnă salarii plătite, taxe la stat pe salarii, CSE-uri și așa mai departe, impozite pe profit, TVA și tot așa. Adică dacă tu l-ai ajuns pe omul ăla să-și desfășoare activitatea în condiții optime și îi creezi un cadru legislativ prietenos, el o să prospere, da? O să angajeze mai mulți oameni, că asta a promis guvernul USL. Creștere economică, creșterea locurilor de muncă, creșterea salariului minim și tot așa. Dacă noi punem taxe pe cei care muncesc și pe firmele private din ce în ce mai mari, la un moment dat ele o să sucumbe. Este logic. Ați venit totuși cu propuneri concrete în acest sens de relaxare fiscală. Bun, cum putem relaxa acest domeniu? Vedeam o analiză zilele trecute cum că România, subteranul României se ridică la 30% din PIB. Este enorm. Este enorm. Eu nu spun că e normal ce fac oamenii aceia care trec în economia subterană, dar gândiți-vă că pe unul pe care îl împovărezi zi de zi cu taxe, cu controle, pur și simplu îl sufoci. Omul caută subterfugii să supraviețuiască și vedeți că asta e una din metodele prin care supraviețuiește. Ca să poată omul ăla să iasă la suprafață, trebuie să-i reduci CSE-ul, da, așa cum s-a promis, cu 5%. Eu zic că ar trebui mult mai mult. Trebuie să reduci TVA-ul. Treptat, nu poți să-i decizi asta de pe zi pe alta, pentru că se duce bugetul rădătat în jos. Încet și treptat, trebuie să relaxezi fiscal, să nu mai pui tot felul de taxe. Să-i pui câteva taxe pe care omul știe că le plătește la început de an, dar le plătește, pentru că în momentul de față nu toate firmele plătesc. Marea majoritate caută fel și fel de subterfugii să scape de aceste taxe. O taxă anuală pe care să o plătească, să-și certifice afacerea și mai departe să fie lăsat tot timpul anului să producă
plus valoare, să angajeze oameni, să plătească taxele, să plătească angajați și să firma să prospere. Eu așa zic că ar trebui, că dacă tot îl sufoci pe om, la un moment dat o să decedeze afacerea omului respectiv. Și statul nu mai are chiar de unde încasa. Bun, și de unde luăm bani pentru a acoperi găurile care ar veni din această parte? Fonduri europene, doamna, ați auzit de ele? Am auzit toți, nu? De fonduri europene. Da, am auzit de fonduri europene de foarte mulți ani. Da, e ca un fel de fata morgană, așa, pe care... Acestea se pare că doar vedem, am auzit dar nu, și atât. Dar nu atingem. La fel, la fondurile europene au fost descoperite foarte multe fraude, foarte multe neadvertențe în implementarea proiectelor. Avem nevoie de măsuri pe acest domeniu care să permită atât autorităților locale, autorităților centrale, instituțiilor de stat, privaților, să acceseze fondurile, pentru că avem nevoie de investiții cât mai multe în România. Avem în perioada 2014-2020 aproape 40 de miliarde de euro pe care putem să le atragem. Dar până acum noi n-am pus bețe roate în atragerea fondurilor europene. Dacă funcționarii cereau mult mai multe hârtii și era birocrația mult mai sufoasă decât cere Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană ne pune banii aceștia la dispoziție, noi facem parte dintr-o familie mare europeană, da? Ne pune banii aceștia la dispoziție pentru că toate diferențele acestea mari de nivel de trai, de infrastructură, de diferențele economice dintre statele membre să dispară încet încet, să se atenueze. Trebuie noi să ne dezvoltăm și să ajungem la nivelul țărilor mai dezvoltate. Dar să ne pun banii aceștia la dispoziție și nu cred că Uniunea Europeană ne pune bețe în roate în accesarea banilor pe noi singuri. Suntem cei care ne punem bețe roate și am identificat discuțiile cu factorii implicați mai multe aspecte care ne-au privat până acum de banii aceștia europeni. Una este că nu a fost pregătirea necesară, incompetență putem să-i spunem, pe acest domeniu. Una pur și simplu de frică că dacă semnez o hârtie, vine Curtea de Conturi sau vine Autoritatea de Audit și mă verifică și mi se întâmplă nu știu ce, și alta de lăcomie, că ați văzut. A fost prins și directori de agenții naționale că se duceau și luau șpagă de la nu știu ce fundații și nu știu ce profesori. Deci sunt mai mulți factori care trebuie eliminați, incompetență, frică și lăcomie și nepăsare, putem să spunem. Care să, oamenii ăștia trebuie să se gândească, bă, fraților, suntem la răscruce de drumuri. Trebuie să mergem înainte, hai să ne unim cu toții, să adunăm toate bagajele de cunoștințe și competențele, ca să putem să mergem mai departe. Și banii europeni sunt foarte importanți pentru România în 2013 și pe mai departe. Deci este încă o soluție care este la îndemână, este foarte simplă, nu mai trebuie să vrem. Și să punem oamenii competenți în posturile de decizie, care să asigure buna desfășurare a acestui proces. Domnule deputat, când vom trece concret la treabă, pentru că avem fonduri europene la dispoziție de ani buni, când se vor rezolva aceste probleme, aceste impedimente de care dumneavoastră ați vorbit și cum veți încerca să le rezolvați la urma urmei? Dacă mă întrebați pe mine... Cine de fiecare, la urmă, de fiecare în parte, și investitor privat, nu ar trebui să fie interesul meu să atrag aceste fonduri? Bun, dar se pare că nu se întâmplă. Ce rată de absorpție avem la ora actuală? Mi s-a spus că anul acesta am crescut rata de absorpție la 20%, dar eu zic că rata de absorpție este din anul trecut, nu se referă doar la anul acesta. Dacă mă întrebați pe mine ca deputat de opoziție, de mâine ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Am văzut că tot încearcă luarea unor măsuri, dar cheia succesului este numirea acelor oameni în funcțiile de decizie, competenți și foarte competenți, care să asigure buna desfășurare acestui proces. Cheia sunt oamenii, pentru că de la oameni pleacă tot, de la mâncătorile acelea între șefii din instituții, că fiecare se țapă unul pe altul să fie mai șef decât celălalt. Dar nu se gândesc că țara lor se duce de râpă în timp ce ei se ceartă și fac tot felul de șmecherii pe acolo. Am să vă dau un singur exemplu, apropo de aceste fonduri europene, de un proiect pe fonduri europene accesat de către primăria EFOL. E un proiect care s-a blocat la minister, la niște funcționari. Mai aveam nevoie de o singură hârtie.
ce vă spuneam mai devreme. Incompetența, lăcomia, nepăsarea, îmi spuneați dumneavoastră, acelor funcționari care funcționari nu vin de acasă. Da. Îi numește cineva, în speță puterea, care se află la vremea respectivă. Deci, cei care sunt la guvernare astăzi trebuie să-și facă foarte bine temele și să înțeleagă odată pentru totdeauna că relațiile de cumetrie, de prietenie, de rudenie nu primează. E vorba de România și de viitorul României. Degeaba îți numești o mătușă, un unchi, un frate, un văr, în funcție, dacă ăla nu știe. Mai bine îi găsești altul de muncă sau îl pui să-și facă propria afacere. Dar nu numești într-o funcție de decizie doar că ți-e rude și atâta tot. Pentru că altfel ducem, o să fie funcționar peste o instituție care nu valorează doi bani. Nu? Despre asta vorbim. Trebuie să ne gândim odată pentru totdeauna la viitorul României. Trebuie să ne uităm în față. Nu să ne uităm să trăim ancorați în prezent și ce mâncăm mâine. Că poate mâine o să stinge lumina. Doamne ferește! Da, dar credeți că este corect să punem totul pe seama guvernării? Pentru că ar trebui să fie mai mulți factori implicați. Și mă refer aici și la guvernare, și la parlament, și la absolut tot ceea ce înseamnă aparat de stat. La urma urmei, toți ar fi responsabili cu bunul mers al lucrurilor. Da, normal, toată lumea e responsabilă. Numai că cadrul legislativ este creat, da? Instituțiile statului sunt acolo și funcționează. Și cei care sunt la guvernare creează cadrul pentru buna desfășurare a procesului. Ei numesc, numirile se fac de către cei care sunt la putere. Asta e legea. Cei care sunt la putere trebuie să-și numească în funcție oamenii care să aibă competențele necesare, bagajul de competențe, care să asigure, mă repet încă o dată, buna desfășurare a acestui proces. E un proces simplu. Suntem într-o familie europeană, avem de plătit o contribuție la bugetul european, deci dăm bani la bugetul european și în compensație putem să accesăm acei bani. Depinde numai de noi și de cei care astăzi sunt la butoane, așa cum se spune. Da, ar trebui probabil să înțelegem într-un târziu că totul depinde numai de noi. Eu sper și trag speranță și mă pun la dispoziție să putem să facem acest lucru. Doar că trebuie să înțeleagă și cei care sunt la guvernare, care au o majoritate covârșitoare în Parlament. După 90 n-a mai fost așa majoritate în Parlament, deci dacă se dorește și există voință politică, se întâmplă de pe azi pe mâine un lucru. Da, și avem minunate exemple. Domnule deputat, 10 proiecte de lege în această perioadă de 6 luni. Da, este începutul activității mele de parlamentar și mai sunt în afară de aceste 10 propuneri legislative și alte lucruri pe care încă nu am apucat cu ceilalți colegi să le depun. Haideți să vedem pe scurt. Putem pe scurt să le enumerăm. Este vorba de o propunere legislativă prin care se elimină celebra taxă Radio TV, pe care oamenii o plătesc ori în factura de la lumină, ori li se percepe această taxă, care din punctul meu de vedere este nejustificată. Știți și dumneavoastră când sunt reportaje la fața locului. De la o televiziune coboară cameramanul cu reporterița, de la altă televiziune coboară doar cameramanul și cu microfonul și de la TVR coboară dintr-o mașină 5-5, care toți aceia sunt plătiți din bani publici. Deci am făcut această propunere legislativă împreună cu mai mulți colegi pentru a elimina încă o taxă de pe umerii oamenilor. O altă propunere legislativă privește modificarea Legii Educației Naționale. Este vorba de programul Școală după Școală, prin care statul român finanțează elevii de până în clasa 4-a cu un tichet valoric lunar de 100 de lei pentru a participa la acest program. Pentru a completa 100 de lei nu e cam puțin. Completa, nu, școlile decontează acest, le decontează școlile. Deci acest tichet lunar se decontează de către școli pentru activitatea suplimentară de după ore. O altă propunere legislativă
prevede, că tot suntem la discuția privind natalitatea, era acum câteva zile o doamnă la televizor care cerea președintelui mărirea alocației, este propunerea în Parlament, sper ca majoritatea parlamentară a USL-ului să accepte aceste propunere, creșterea alocației copiilor de la 42 de lei la 200 de lei. Nici 200 de lei nu sunt foarte mulți, dar presupune un efort bugetar mai mare din partea guvernului, dar este o schimbare, este o sumă în plus care ajută familiile. Da, și e o diferență totuși destul de mare. Familiile tinere să supraviețuiască și să poată să îmbunătățească primii ani de viață ai noului născut. O altă propunere foarte importantă legislativă, sunt mai multe propuneri de acest fel în Parlament, dar eu susțin pe cea a deputatului Colețu privind legea insolvenței persoanelor fizice. Sunt foarte multe cazuri în România de persoane care în 2006, 2007, 2008 au făcut credite la bancă pentru că în momentul respectiv dețineau un loc de muncă bine plătit, au făcut credite la bancă pe baza acelor venituri și au cumpărat o casă, iar în momentul de față, odată cu încetinirea creșterii economice și venirea crizei, așa cum este denumită această perioadă, au rămas fără acele venituri, au rămas fără loc de muncă și sunt la un pas să fie dați afară din casă. Noi am propus ca toate aceste persoane să li se ofere un răgaz prin lege de 2 ani de zile în care să-și rezolve problemele cu... Da, am mai discutat cu domnul cu banca. E o lege foarte importantă pentru că riscă un număr de câteva zeci de mii de oameni, cred că și 100 de mii, să rămână în stradă. Așa, pe... Da. De azi pe mâine. Haideți să continuăm cu proiectelor, dar mai pe scurt, vă rog. Mai avem, mai este vorba despre o propunere legislativă privind programul Masa la Școală, cerebul, conul și laptele. Noi am propus ca acest program conul și laptele să fie schimbat cu o masă la școală, altfel de alimente care se cuprindă și fructe și alte alimente în quantum valoric de 10 lei pe zi de fiecare elev, bani care pleacă de la bugetul local, dar care pot fi proveni și din donații, sponsorizări ale unor firme, companii, persoane private către acea școală. Am spus că ok, conul și laptele a fost un program bun, dar haideți să-l modificăm, să venim în întâmpinarea nevoilor părinților, pentru că de la părinți au pornit toate aceste modificări ale legii și credem că e bine să schimbăm această lege. O altă propunere foarte importantă care privește zona în care trăim este inițiativa de senatorului Chiru cu privire la instituirea zilei de 14 noiembrie ca ziua revenirii Dobrogei la patria mamă. După încheierea războiului ruso-otoman, în 1878, Dobrogea a revenit la patria mamă și spunea atunci care un etic că Dobrogea va deschide țării un nou izvor de bunăstare. Dobrogea are resursele necesare să fie un izvor de bunăstare, doar că trebuie guvernată și condusă mult mai eficient. Mai sunt și alte propuneri legislative pe care putem să le discutăm într-o emisiune următoare. Pe scurt, acestea sunt cele mai importante dintre ele. Sunt propuneri legislative care vin în întâmpinarea nevoilor oamenilor și care privesc viața lor în special. Categoric. Domnule deputat, vă mulțumim pentru prezența alături de noi. Și vă mulțumesc și spectatorilor dumneavoastră. Vă așteptăm și la o următoare întâlnire pentru a dezbate în larg aceste proiecte. Cam atât a fost pentru astăzi. Sunt Nicoleta Mocanu. Ne revedem data viitoare. Până atunci, vă doresc să aveți parte de o după-amiază cât mai plăcută.